402. Omul comitet. Parcă e un pește mort. Nu, e un ghiozdan de spate. Tot o să-și cumpere așa ceva după ce o să-l vadă pe al meu. Eu nu. Fetele. Hei! Hei, vine, uite! Am ceasul cu Space Beast. Cu 6 capete sau cu 12? Există cu 12? Uite ce mi-am luat. Cum adică? Voi n-aveți ghiozdane de spate? Avem, dar... O midă? Dar vânzătoarea mi-a spus că peștele e cel mai tare. Atunci o să te joci cu vânzătoarea. Gata, copii, lăsați cărțile și pregătiți-vă pentru ora de lucru. Nu uitați lipiciul. Ești norocoasă, ai doar un singur fermoar. Noi avem 10, ba nu 12. Am uitat antena. Foarte bine, o să arate minunat lucrarea noastră despre exploratori. Nu știam că Magellan seamănă cu fiara spațială. Gata, puneți-vă instrumentele deoparte. Bun. În continuarea lucrării cu exploratori vestiți, e timpul să-i alegem pe cei care vor face raportul comitetului. Atenție, nu vă luați după grupul lui Vini. Un eseu despre Marco Polo presupune mai mult decât o farfurie cu spaghetti. Așa, acum ne vom ocupa de Colum. Să ridice mâna cei care n-au fost în niciun comitet. Jesse. Te rog, pune-mă cu deștepți, te rog, pune-mă cu deștepți. Te rog, nu mă pune cu Jesse, te rog, nu mă pune cu Jesse. Și Freddy și Polly. Unde ți-e ghiozanul, broască? E pește. Cred că l-am uitat la vestiar. Eu sunt șefa. Da, bine, ce-mi pasă? Nu, eu sunt șeful. Da, bine, ce-mi pasă? Știu cum. Jesse are votul hotărător. Bine, tu ești. Ce? Bine, tu. Eu am mai multă experiență. M-am ocupat de întreaga literă S în perioada meditațiilor. Bine, tu. Nu-i drept. Fiindcă-s mai mic, credeți că puteți să faceți orice? Ei bine, nu sunt bebeluș, ci vreau să fiu șeful! Vreau să fiu șeful! Gura! Am citit de nu știu câte ori aceeași frază. O, bine, Freddy, e mai bine să nu fiu eu șefa. Sunt șeful! Sunt șeful! Cu atâtea responsabilități, n-o să mai am timp să fac afișe marfă și hărți drăguțe. Să colorez cu creioane sau acuarele? Și eu vreau să fac hărți și afișe. Hei, păstrează-ți funcția de președinte. Bine, cum vrei. Cred că n-am de ales. Deci, prima întrunire va fi... Mi-am cumpărat ghiozdanul de spate cu 10 dolari de la Al. Eu l-am cumpărat de la Bloomingdale's, a fost 12. Da, da, și eu tot de acolo. Și eu? Oh, stați, mi-am amintit. Mami a parcat în fața la Al, dar ne-am dus la Bloomingdale's. Și a costat 10 dolari? Da, împachetat. Și tu tot de la Bloomingdale's l-ai luat? De fapt, eu l-am luat de la Talcioc cu 5 dolari. I-am luat unul și mare, că-i prietena mea din Botswana. O să-l poarte la școală când o să strângem bani destui ca să construim una. Ce ziceți de marța viitoare la ora 4? Bine. Regret, am baseball. Bine, miercuri la ora 3? Nu, Space Beast online. Joi la 5? Îmi cumpăr pantaloni. La mine mâine după ore, să vii. Am fost la bibliotecă, dar n-am găsit nimic despre Columb. Ba da, aveau. Bibliotecarul mi l-a dat înainte să deschidă. Suntem așa. Da, ăsta e comitetul care-mi place. În calitate de șefă, am milioane de idei pentru raportul nostru.
Putem să facem un sketch, un teatru de păpuși, o casetă video sau... Nu ne ținem de povești, doar fapte și multe, multe afișe. Da, bine, nu-mi pasă. Unde ai prăjiturile? Voi distribui sarcinile. Freddy, te ocupi de regina Isabela? Ce faci aici? Ai nebunit? Nimeni nu atinge colecția mea de linguri fără acordul meu. I-ai murdărit cu degetele tale soioase. Cum ziceam, te ocupi de regina Isabela și de regele Ferdinand, iar tu de... Greu. Gata, destul. Toți vom primi aceeași notă, așa că vrei, nu vrei, o să pui și tu umărul la treabă. Încep cu ecusoanele noastre. Bine, încep cu al tău. Cum se scrie șefă? Nu mai pot. Tu să fii șeful. Mersi. Scrii raportul, aranjezi podiumul, faci 32 de pălării cu o lume. Și cât de mari să fie ecusoanele? Hei, ce sală? Ai făcut afișe pe ascuns? Nu, nu, Șarpe, e sarcina mea. Cer titlul de copreședinte. Trece copreședinte pe cuson. Sigur, eu sunt singurul care muncește pe aici. Cum merge raportul nostru? Benișor. Ce faci cu raportul nostru? Așteaptă răspuns de la Muzeul de Istorie. Am scris un e-mail la consulatul italian. $10 pe două col de hârtie? Îți vând batista mea pentru $5. E hârtie pentru origami. O veche formă de artă japoneză. O să facem păuni. Păcat că al tău a fost călcat de mașină. Cum merge raportul comitetului? Perfect! Mai puțin partea lui Jesse. Aștept răspuns de la un urmaș al lui Colum. Prefer să merg direct la sursă. Copii, mai știți povestea iepurelui și a broaștei țestoase? Broasca și iepurele se întreceau. Pentru că avea un avans mare, iepurele s-a oprit să doarmă. Exact. Iar când s-a trezit, broasca a câștigat cursa. Știe cineva care e morala acestei povești, Jessie? Trebuia să o ia pe scurtătură. Cum merge cu raportul comitetului? Excelent! Poli a răsucit mâna lui Freddy până a lăsat-o pe ea să facă bibliografia. Se ucid între ei pentru mai multă muncă. Trebuie să plec. Căciula ta e mortală. E meseriașă. O ador. Vreau și eu. De unde ai luat-o? De la talcioc, dar mai rămăseseră puține. Îmi iau și eu una azi. A, și eu! Și eu! Și eu! Cred că ți-ai una în formă de pește. Ce știi tu? Eu am una deja. Nu mi-am pus-o pentru că n-am vrut ca voi să vă simțiți excluse. Dar de mâine o porți, nu-i așa? Vom părea gemene. Deci ai spus că ai pălărie, dar nu ai. Da, și mâine trebuie să port pălăria pe care nu o am. Ce prostie! Hei, tu ai un raport de prezentat și nici măcar nu l-ai început. E destul timp. Ce ai de gând să faci? Habar n-am. Ajung acasă la 3, mama vine la 5, 2 ore mă rog de ea. În timpul ăsta se vând toate pălăriile. Bine, planul A nu merge. Planul tâmpit este... Alo, bunii? M-au lăsat să te sun fiindcă le-am zis că ești bolnavă. Nancy, tu ești? Oh, e groaznic! Gripă de tipul 5? Ce tot spui tu acolo? Bine, uite ce o să faci. Fugi, nu mergi până la doctor și vezi dacă nu ai răcit. Ia-ți o căciulă de blană albă, cum se găsesc la talcioc, la al 5-lea stand, lângă tablourile cu pantere. Ce? Bea multe lichide și nu uita că la talcioc nu primești cecuri, pa! Nancy, tu ești...
face raportul, scumpule? Mamă, nu pot să lucrez dacă mă întrerupi mereu. Christopher Columb, cel care a descoperit lumea nouă, s-a născut la Genoa, Italia. Christopher Columb a descoperit... Numiți vestita fiară spațială care a descoperit a noua lună din Bistonia, Alexander Gizmut. Să mă anunț când vrei să-ți dactilografiez raportul. Ce rapo? Nu mersi. Vreau să fac totul singur. Christopher Columb a descoperit... Alo? Tanti Lucil? Te-am sunat să-ți mulțumesc pentru mănușa de baseball. Cu multă plăcere, dragă. Dar ți-am dat acum 3 ani. Ai un raport de făcut? Da. Atunci du-te frumos la biblioteca, unde nu te deranjează nimeni. Bine. Și unchiul Walt? Cartonașe de baseball. Cumpără, vinde, schimbă. Chucky, Chin, vino să ne lingi picioarele. Hoții de creiere, partea a doua. Hă? Da, avem un nou joc, Space Beast? Hei, spune-mi ce crezi. Nu arăți rău. Nu crezi că mi-e mare? Până a ajuns mama la talcioc, numai asta a mai rămas. Bună! Priviți, e doamna Space Beast. De ce nu mi-ai spus că arăt ca o proastă? Știu și eu. Mi se pare că arăți ca întotdeauna. Nu e mare brânză, dar scoate căciula. Nu pot. Dacă o scot, înseamnă că recunosc și eu că arăt ca o proastă. Atunci port-o. Și să arăt așa? De ce nu pot fi și eu modernă ca fetele? Vai, ce căciulă neobișnuită ai, Nancy. Da. Trebuie să fii foarte sigur de tine ca să porți ceva atât de... diferit. Bravo ție! Asta e! O să par sigură de mine și nimeni nu va crede că nu-mi place. O să meargă? Habar n-am! Mi se spune cap sec. O să te obișnuiești. Du-mă la șeful tău. Ești invidios că n-ai și tu una. Hei, e ciuperca gigant. Nu știu nimic despre modă. N-am mai văzut ceva așa de mare. Asta pentru că locuiești aici. Tot ce e în vogă ajunge în orășelul nostru cu ani întârziere. Eu nu urmez tendințele, eu le stabilesc. Azi prezinți raportul, ești gata? Nu trebuie să fiu gata, îi am pe Poli și pe Freddy. Luați-vă hainele și aliniați-vă pe hol. E frig afară. Nu uitați căciulile. Atenție, s-a stricat centrala. Nu va fi căldură până va fi reparată.
De ce nu ștergi tabla cu căciula? Cei care nu stabilesc tendințele pot să râdă de ele. Atenție, s-a reparat centrala. Scoateți-vă hainele de exterior. Pauză! Yeah! Oh, era căciula? Credeam că aveai capul în forma asta. Invidie! Președinte, copreședinte, Spay Beast fac legea! Am făcut 73 de fișe! Eu am doar 71, fără cele 6 de la bibliografie. Asta-i tot ce ai? Totul e aici. Se pare că unii n-au memorie bună. Bun, sunteți gata să începeți? Ca președinte, pot să spun că suntem nerăbdători. Începem cu prezentarea generală. O puteți citi din fișele pe care eu vi le-am pregătit. Unii știu despre Columb că a traversat Oceanul Albastru în 1492. Ignoranții îl cunosc drept cel care ne-a dat weekendul de 3 zile. Dar eu știu că el, Columb, și fiindcă Vespucii îl cunoștea pe cartograf, teritoriul descoperit s-a numit America, deși ar fi trebuit să numească țara lui Columb. Acum așteptăm întrebări din public. Columb ce căuta de fapt? Ea mea! Căuta... Căuta India! Unde anume a acostat? Ea mea! Ba nu! Niciodată n-a acostat pe continent. S-a oprit în Bahamas. Când a început să navigheze? Ea mea! Eu zic să răspundă Jessie. Nu-i domeniul meu! Cred că Polly s-a ocupat de asta. A navigat de la 14 ani. Jessie, când a murit Columb? Iar e pentru tine? 1506. Jessie, câte călătorii a făcut în lumea nouă? Zău! Nu sunt singur în comite. Cred că pot să răspund la întrebarea asta. Christopher Columb, descoperitorul lumii noi, s-a născut la Genoa, Italia. Și? Restul subiectului a fost acoperit de Freddy. A făcut 3 călătorii în lumea nouă. Ei bine, timpul a expirat. Gata, v-am notat deja lucrarea. Polly primește A, Freddy primește A, iar Jessie primește F. Cum F? Credeam că primim un singur calificativ. Exact, și făcând media calificativelor, grupul primește C. Copii? Puteți pleca. Vino aici, sabotorule! Pune-o mâna pe tine! Arăți bine, nu te-au prins, este? Ba nu, m-au prins amândoi, dar am scăpat când au început să se certe cine să mă bată. Am tuns-o puțin. Nu-i rău. Da, de parcă ai ști. Ha? E incredibil. Atenție! Pentru că Jessie a regretat mult ce s-a întâmplat ieri, l-am pus să refacă raportul despre Columb. Mai întâi le cer scuze lui Polly și lui Freddy pentru că i-am lăsat baltă. Îmi pare groaznic de rău și sper să mă revanșez. Am fost la bibliotecă și am citit foarte, foarte mult. Am scris 80 de fișe. Cred că sunt gata să răspund la întrebări. Vreau eu! Când s-a întors în Spania, a oferit o paradă de ziua lui Columb? E interesant. La întoarcere a fost acuzat de incompetență administrativă și aruncat în lanțuri. De ce i-a dat regina Isabela bani ca să cumpere corăbile? Credea că Gerard Depardieu arată foarte bine. Gerard Depardieu? Actorul? Am spus eu Gerard Depardieu? Mă gândeam la Christopher Columb. Nu știu de ce mereu îi încurc. Aha. Cine era Pietro? Prietenul lui Columb. Au fost la o petrecere și s-au omorâzat de blondă. În film? Da, adică nu, adică
sunt mort. Vă rog, m-am uitat la tot filmul. Asta nu se pune. Puteam să citesc doar criticile. Dar nu m-am dus nici la baie. A ținut 3 ore.